N-am găsit niciunde un public mai atras de produsele mele decât în China. China? Da. Wow. Da, sunt și foarte atrași de... De brandurile europene. Da, da, de brandurile europene. De faptul că eu sunt antreprenoare și fondatoare și eram acolo. Ajutam la lansarea produsului, asta a fost important. Dar consumatorii vor texturi mai fluide în Asia, au ritualuri mai lungi de îngrijire, folosesc 7-8 produse la un ritual. Wow! Cred că oamenii lucrează bine și fac performanță atunci când sunt încurajați, când sunt relaxați. Oamenii sunt relaxați în momentul în care tu le oferi încredere. Uh-huh. Așa e. Când ei știu că sunt văzuți, că ceea ce fac contează și că ideile lor sunt ascultate. Asta e cel mai important. Și atunci atmosfera e relaxată. Așa e. Și oamenii muncesc cu foarte multă plăcere. Bună tuturor și bine v-am regăsit cu o nouă invitată astăzi, fondatoarea brandului românesc Iva Term, Ruxandra Hurezeanu. Mulțumesc foarte mult că ai ajuns. Mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag. Ne chinuim așa de ceva timp, dar uite că în sfârșit am reușit. Iva Term are apa termală din România, are ingredientele din Franța, ambalajul în Italia și designul în Marea Britanie. Și cu toate astea este un produs românesc. Cum ai reușit? Da, am încercat să aducem ce mai bun din Europa ca să creăm un brand european care astăzi este global. Suntem distribuiți și vânduți în 12 țări. În Asia, în Orientul Mijlociu, în India, o să intrăm anul ăsta. Mm-hmm. În crearea acestui brand am avut mai mult de două obiective importante. În primul rând, calitatea, inovația și din cauza asta am ajuns în Franța, care este țara cu cea mai mare expertiză în cosmetologie. Avem ingredienți activi care vin din laboratoare de biotehnologie și am avut ingredienți activi inovanți înainte competitorilor noștri direcți, fie ele și corporații mari internaționale. Deci, în afară de inovație și calitatea produsului, cel mai important este apa termală Herculane. Am găsit la Herculane o apă extraordinară cu proprietăți calmante și antiiritante pentru piele. Există mai multe branduri cu apă termală, evident, dar apa nu e niciodată la fel. Uh-huh. Pentru că de fiecare dată are o mineralitate diferită și ca atare proprietăți diferite. Deci ea are proprietăți antiinflamatoare mai mult sau mai puțin în funcție de mineralitate. Uh-huh. Apa noastră are concentrație mare de calciu, magneziu, mangan, zinc, care îi dau proprietățile antiinflamatoare. Și am făcut nenumărate studii clinice în care am demonstrat, pentru că noi lucrăm cu medici dermatologi și când lucrezi cu medici dermatologi, trebuie să ai dovezi și studii de eficiență ca să fii credibil. Asta este sosul secret, apa termală, Herculane? Da. Al brandului, nu? Da. Care e foarte frumos pentru că, iată, este din România și cu toate astea, după 15 ani de când produsul există pe piață, ar putea totuși să fie mai mult România în el? Ar avea o șansă să, nu știu, poate ambalajul sau designul să fie în România. Te-ai gândit la să fie mai mult România acolo? Da, este România. Noi suntem o companie românească și cel mai important lucru este că angajăm oameni, plătim taxe în România și asta înseamnă foarte mult pentru că economia acestei țări va crește în măsura în care antreprenorii mici și mijlocii vor crește și ei, adică ei sunt cei care plătesc taxe, plătim taxe foarte multe. Din aceste taxe se construiesc școli și spitale și infrastructură și practic pe măsură ce companiile românești vor crește, ele aduc prosperitate, bunăstare. Dar vezi o fabrică la un moment dat? Da. O vezi, nu? În România. Către asta mă duceam să văd dacă mai mult România să însemne producție în România. Acum știu că sunt foarte multe elemente. Noi avem formulele noastre care ne aparțin, pe care le dezvoltăm în laboratoare din Franța independente. Și, practic, putem să producem oriunde, chiar și în fabricile noastre sau oriunde, efectiv oriunde. Oriunde. Dar ne-am concentrat de la început pe
pe cucerirea de piețe și pe vânzare și pe creșterea business-ului. Asta a fost prioritatea noastră, pentru că producția poți să o faci absolut, e un cost pe care exact. Poți să-l ai la tine acasă cu multă bătaie de cap. Uh-huh. Așa este. sau să-l lași celorlalți. Sigur că aș fi putut să produc și la fabricile din România, numai că industria cosmetică din România este destul de firavă și producătorii au brandurile lor, nu producem sub manufactură. Uh-huh. Și atunci am avut și o teamă pentru confidențialitatea formulelor. Da. Pe când în Franța sunt sute de laboratoare care nu au brandurile lor, ei nu știu să creeze branduri, nu știu să vândă, ei știu să producă. Uh-huh. Bine, acum și Franța e cunoscută pentru produsele lor dermatocosmetice, da. Care sunt până la cosmetice în general. Cosmetice da. În general, numărul unu în lume. Femeile din România, cum se raportează la dermatocosmetice și cosmetice în 2020? Pentru că piața este foarte mare, sunt produse foarte multe. Cum o simți? Femeile sunt din ce în ce mai educate și mai informate. Știu ce caută ingredienții pe cutie, știu ce, uh-huh. ce vor și ce nu vor, știu că vor fără parabeni și fără sulfați. Exact. Și fără coloranți și alte. Și fără ingredienți care sunt controversați. A apărut conceptul de clean beauty, care este un concept anglosaxon, care înseamnă fără ingredienți controversați. Adică interziși sau pe cale de a fi interziși. Din ce în ce oamenii vor produse naturale, da, uh-huh. E un segment care crește din ce în ce mai mult, dar dacă vrei eficiență, atunci nu poți să te lipsești de chimie. Uh-huh. Pentru că dacă vrei un produs bun anti-aging, ai nevoie de acid hialuronic. Acid hialuronic nu e un ingredient natural. Așa este. Avem acid hialuronic cu greutate moleculară mare pentru suprafață, cu greutate moleculară mică care se absorbe în profunzime, apoi peptidele. Sunt foarte mulți ingredienți activi care sunt rezultatul unei industrii întregi. Așa este, da. Și astea nu sunt 100% naturale, dar sunt extrase de produse mm-hmm. naturale, Și cu toate astea vin niște trenduri acum. Mă rog, deja există bio-organic, acum este vegan, foarte la modă și, într-adevăr, rezultatele nu sunt aceleași. Cruelty-free, se vorbește. Cruelty-free, da, exact, nu testate nu pe animale și așa mai departe. Asta, cu asta sunt de acord. Dar, într-adevăr, dacă vrei niște rezultate, acum bio-organic, vegan, da. Poate pentru noi suntem o generație mai tânără, poate da, 20. Suntem aliniați la regulamentul european al cosmeticelor, ceea ce înseamnă că toată lumea din Europa produce cruelty-free, vegan. Exact. Dar totuși se vorbește mult despre asta pentru că America nu e sub legislația europeană și atunci ei trebuie de fiecare dată să spună suntem clean beauty, suntem cruelty free, uh-huh. suntem vegan. Da, pe toate produsele lor. Noi nu spunem că suntem toți obligați să fim așa. Da, au foarte multe, când ei nu. Într-adevăr. Da. Mă întorc puțin în copilărie pentru că ai crescut alături de părinți care sunt din zona asta, tatăl care este medic, mama care a fost farmacist și tu le-ai îmbinat pe amândouă în crearea acestui brand. Cum a fost în copilărie? Pentru că erai între creme și probabil operații cu tatăl. Da, am avut părinți care au fost foarte, foarte pasionați de ce făceau și foarte mulțumiți cu meseria și cu cariera lor și pe noi ne-au crescut tot timpul cu aceste valori. E important ce studiezi, e important să faci ce-ți place, e important să faci performanță în ceea ce faci. Uh-huh. Competitivă, deci? Da, așa a fost. Da. Cam așa? A fost o educație destul de conservatoare și de strictă, așa uh-huh. am văzut-o eu în adolescență. Și, dar a fost la noi acasă, era ușa deschisă, erau tot timpul prieteni. Am avut o copilărie frumoasă. Cu mult sport. Mi-am amintesc de mesele de la bunici. Bunicii mei aveau mulți copii și mm-hmm. ne adunau pe toți și făceau, bunica mea punea mese de 20 de oameni. Wow! Da, bine. Pe câteva ori pe an, așa da. Era atunci, da, să fie multă lume. Să fie multă lume. Să fie puțină lume. Suntem așa înapoi. Dar medicina, ai terminat medicina, ți-ai dorit medicina sau a fost
un pic și ai fost influențată cumva. Da, am fost influențată de tot ce era în jurul meu. Practic, l-am văzut pe tatăl meu, care era impecabil, pedant, cu manicura perfectă, în halat alb. Da. Și era un model pentru noi. Și, pe de altă parte, eu am ales medicina când eram în 89. Practic, nu aveam așa de multe variante atunci. Da, era medicină, erau puține meserii, da? Erau puține meserii care, da, erau așa valorizate. Și așa am ales medicina, dar e o facultate frumoasă pe care am prețuit-o mai târziu puțin. Ce ramură din medicină? Am făcut medicină generală. Generală. Și nu am practicat deloc. Pentru că am fost apoi atrasă de ceea ce făcea mama mea, care, farmacistă fiind, a fost una din primele antreprenoare din România, cu farmacii private, cu distribuție, import de medicamente și producție de medicamente chiar pe farmacia, da. Dar uite că te-a ajutat, pentru că ai înțeles foarte bine crearea brandului, a produsului, de fapt, cum să fie, ce să conțină, valoarea lui până la urmă. Da, a fost important că am studiat în Franța, la USP, am făcut un masterat extraordinar, marketing farmaceutic și management medical. Și asta cumva mi-a deschis ochii către ce înseamnă strategie de business, viziune și creare de brand. Apoi, cred că am fost tot timpul un om foarte, foarte deschis spre a cunoaște și a afla. Noi suntem, și eu și colegii mei în compania mea, suntem oameni care călătorim foarte mult, care participăm la toate conferințele din domeniul nostru, din dermatologie, din cosmetologie, târguri internaționale. Suntem tot timpul conectați cu industria care contează. Și asta m-a ajutat, adică am lucrat mulți ani în industria farmaceutică, deci știam, practic noi avem un business brick and mortar, farmacii, medici, dermatologi, promovare medicală. Sigur că am învățat asta, am lucrat în industria farma 7-8 ani, dar apoi industria cosmetică, practic am învățat-o, am descoperit-o. E frumoasă, este foarte frumoasă din câte am auzit. Da. Și știu că și mama a avut un rol foarte important aici, pentru că cumva te-a ajutat să pleci cu da, produsul, cu brand-ul. Am avut șansa să am părinți care mi-au finanțat afacerea și a fost foarte important. Pe de altă parte, având o mamă antreprenoare, cumva mi s-a părut foarte firesc ca eu să fac aceleași lucruri. Nu mi s-a părut niciodată că fac ceva extraordinar. Da. Dar duci și mai departe. Cumva asta e un curaj care îți vine din valorile de acasă. Așa este. Care e important. E foarte important. E foarte important. Brandul Ivaterm este deja pe mai mult de 15 țări. Da, 12-13 țări. 12-13 și continente, Asia, iată, intrați în India. Totuși, care sunt cerințele? Pentru că culturile sunt diferite. Da? Asia e într-un fel acolo, e foarte cald, Europa, partea asta, iarăși, temperaturile sunt diferite, dar cerințele lor, piețele sunt diferite, abordarea este diferită. Cum le echilibrezi pe toate? Consumatorii au nevoi diferite, pentru că clima e foarte diferită și pielea e de multe ori diferită. De exemplu, în Asia vindem foarte mult apă termală Herculane. Cred că 80% din ce vindem în China, vindem apă termală Herculane. N-am găsit niciunde un public mai atras de produsele mele decât în China. China? Da, e succesul. Bine, maxim. Sunt și foarte, da, sunt și foarte atrași de De brandurile europene. Da, de brandurile europene. De faptul că eu sunt antreprenoare și fondatoare și eram o femeie acolo în ajutam la lansarea produsului, asta a fost important. Dar consumatorii vor texturi mai fluide în Asia, au ritualuri mai lungi de îngrijire, folosesc 7-8 produse la un ritual. Wow! Da. Asta e foarte interesant. Adică, că asta vreau să știu. Adică încep cu demachierea, da. Loțiunile micelare sunt foarte folosite în Asia. Apoi urmează spălarea feței,
da. Obligatorie cu un gel de spălare pentru cu care se clătește cu apă. Deci obligatoriu acest gest. Apoi au loțiunile tonice, care nu sunt loțiunile tonice din Europa, care sunt puțin astringente cu rol de curățare, nu? Sunt ca niște loțiuni hidratante. Și calmante, probabil. Hidratante, complet fluide, lichide. Fluide, lichide. Foarte interesant. Apoi, deci, după acest gest urmează serumul. Serumurile, da, sunt de obicei foarte fluide și ele. După serum urmează o cremă hidratantă, după aceea un produs cu SPF, totdeauna SPF 50, pentru că ei nu stau deloc la soare. Se pigmentează foarte tare pielea lor. După care urmează machiajul. Wow! Asta, da, e un ritual, într-adevăr. Da, crema contur de ochi. Deci niciodată nu lipsește serumul, crema contur de ochi, crema hidratantă și apoi machiajul. Deci ați înțeles. Da? SPF și apoi machiaj. Și, apoi. Și asta probabil dimineața și seara. Dimineața și seara, evident. Același ritual. Pe când la noi, cred că sunt la jumătate. Da, noi... Ritualul e... De exemplu, serumurile. E o țară, România e o țară unde nu sunt atât de... Nu prea sunt cunoscute și folosite serumurile. Da. Bine, nici de machierea nu e foarte cunoscută. Acum nu vreau să fiu răutăcioasă, dar am auzit că sunt și tinerele, în general, sar un pic peste pasul ăsta care este cel mai important. Da, important. Iar apa termală herculeană eu folosesc tot timpul. Chiar și în ședințele noastre... femei, bărbați, se rocoreau cu apă termală. Da. Poluarea e importantă, e și în creștere peste tot în lume. Și stresul, poluarea, pielea devine din ce în ce mai sensibilă, peste tot în lume, din cauza nutriției, stilului de viață, stresului. Exact. Acum, asiaticele, cei drept, au un ten impecabil. În general, ele sunt cu un ten impecabil. E foarte interesant. Au destul de mult acne, au destul de mult piele sensibilă, așa pare impecabil. Ele... Dar sunt cerate așa, majoritatea, nu știu cum să zic. Nu îmbătrânește repede tenul lor. Dar e foarte mult din cauza alimentației. Alimentația. Contează, deci, până la urmă și ce... Ei nu mănâncă gluten, nu mănâncă lactoză, nu mănâncă zahăr, deloc. Deci asta e secretul. Mai e acolo ceva. Mai e ceva. Știu că sunt foarte multe produse, adică Asia are și niște produse foarte bune și niște branduri foarte bune. Da, Corea mai ales. Corea e cunoscută pentru... Japonia și Corea sunt piețele cele mai mari din Asia. Cele mai mari. Și în China cele mai vândute produse sunt coreene și japoneze. Aș vrea să întreb și faptul că produsele, iată, și Vaterm, sunt în farmacii. Contează foarte mult ca un produs, un brand care este dermatocosmetic să plece din farmacie. Acolo, ce și ia de fapt acolo? Este botezul că... E o garanție, a eficienței, da. Eu nu mă imaginez pe mine, chiar neavând meseria asta, având acne și cumpărând din supermarket un produs pentru acne. Corect. Totuși. Corect. Dacă vrei să tratezi o anumită problemă a pielii, atunci mergi în farmacie. Așa cum n-aș cumpăra un produs care nu e alb și care nu e în farmacie. Dacă am acne sau mai știu eu ce, cu peroză sau... Este foarte adevărat. Dar după garanția farmacie, calității. Dar după farmacie... Ce urmează pentru un brand care este foarte puternic și care, iată, este un dermatocosmetic care, până la urmă, se luptă cu niște branduri foarte mari în piață? După farmacie, ce urmează? Adică unde aș putea să-l mai găsesc? În online? Da, sigur. Acum, cred că cu pandemia COVID, cine nu era digital a fost forțat să devină digital. Și în industria noastră există branduri care au fost de la început branduri digitale și care au crescut enorm de mult. Care sunt succese foarte mari. Ele au plecat de la comunități, existența unor comunități pe baza cărora au fost create branduri și de blogări și de personalități care aveau deja o comunitate mare în jurul lor. Și da, e posibil. Există branduri digitale astăzi. Și noi încercăm să devenim, acum muncim destul de mult la creșterea departamentului digital. E foarte important. Cred că acolo este locul cel mai sigur în momentul ăsta.
să fii în digital. Da, dar e aglomerație mare, este, nu e ușor. Este de să spunem că este o piață foarte mare, alegerile sunt greu de făcut pentru că ai foarte multe și cum online-ul îți oferă atât de multă informație și atâtea produse, cred că e nevoie un pic și de puțină educație în zona asta. Da, adică evident. Dincolo de asta felul în care alegi. Facem. Da. Să facem educație, da. Să facem educație, informație despre exact. cum îngrijești o piele grasă, cum îngrijești o piele uscată, uh-huh. care sunt ritualurile, de ce un produs și nu celălalt, uh-huh. tipurile de ingredienți, sunt atât de multe. Și din cauza asta e destul de prezent în social media. Brandurile de beauty sunt foarte prezente. Exact. E și o industrie. E industrie foarte mare. E o industrie care globală e 500 de miliarde. Uh-huh. și care e în creștere și vrea să ajungă la 800 de miliarde în următorii 3 ani. Wow. E o industrie foarte mare. Și cum aleg fetele tinere din industria asta? Adică tu ce sfat le dai? Uite, și ca medic, și ca un om care are un brand, care merge fix pe problemă, pe ce nevoi are. Cum ar putea o tânără de la 18-19 ani, când deja are un ten, depinde acum, dacă e norocoasă sau e acneic sau cu probleme, cum să-și aleagă un produs? Eu aș îndrepta spre farmacie, evident. Uh-huh. Da, sunt subiectivă. Cred că hidratarea e cel mai important lucru pentru oricine la orice vârstă. Uh-huh. Și cred că la 18 ani hidratarea e importantă și ritualurile mai lungi, demacherea, curățarea. În același timp, produsele anti-aging nu sunt nerecomandate tinerilor. Da, noi le folosim pentru că ele au extrase naturale, sunt foarte sănătoase chiar și pe pielea copiilor. Uh-huh, exact. Ai pornit de la câteva produse și acum sunt game întregi. Da, avem în jur de 60 de produse. Exact. Da. Care e pasul următor? La ce fel de gamă te mai gândești? Mai e ceva în plan? Lansăm 5-6 produse noi pe an, sunt tot timpul ingredienți activi noi, performanți, care apar și e o industrie extrem de dinamică unde trebuie să ții pasul cu concurența. Suntem atenți la sustenabilitate, avem proiecte pe care le demarăm anul ăsta, suntem atenți la tipurile de ambalaje, uh-huh. tot în direcția asta care se schimbă și apar oportunități noi. Și creăm tot timpul produse noi. În același timp intrăm pe piețe noi, dar în momentul ăsta nu ne dorim neapărat mai multe piețe noi, pentru că suntem deja pe piețe foarte mari, uh-huh. care trebuie crescute echilibrate, stabilite. E un potențial imens, da. Este, potențial imens în țările în care suntem deja prezenți. Și vrem să intrăm în Marea Britanie. Asta e proiectul cel mai important la care lucrăm încă dinainte de pandemie. De pandemie, frumos. Și acum, cred că în ianuarie vom fi pe rafturi în UK. Uh-huh. Și lucrăm cu consultanți din Anglia pe strategie, pe copywriting. Avem designerii noștri care sunt în Anglia. Deci, planurile sunt destul de mari. Dar te-ai gândit să intri și pe partea de saloane, de spa-uri? Nu. Nu. Niciodată. Nu, pentru că sunt segmente care nu se amestecă niciodată. Adică, dacă vrei ca medicii să-ți prescrie produsele mm-hmm. tale, atunci nu mergi cu produsele în saloane, nu mergi cu produsele în supermarket. Corect. Nu mergi cu produsele la televizor. Corect. Întreb pentru public, pentru că știu că cineva, aveam o discuție cu cineva la un moment dat și îmi spunea că, care chiar folosea de la Ivaterm și spunea mi-ar plăcea că atunci când merg să-mi fac un tratament să văd că există și pentru partea de tratamente, adică la cosmetică atunci când mergi. Da, mai avem acolo unde există clinici, acolo unde există medici dermatologi, uh-huh. acolo avem produsele noastre în clinici. Uh-huh. Dar în celelalte țări, de exemplu, în Filipine vindem exclusiv în clinici. Ok. Da, în clinici de medicină estetică. În China vindem puțin în farmacii, în schimb suntem omnichannel, vindem pe toate canalele, pentru că piața e foarte diferită acolo. Sunt diferite, da. Da, în primul rând, farmaciile nu vând cosmetice în China. Ah, wow, n-am știut. Da. Suntem, interesant. Da, suntem în Și în Marea Britanie unde o să fiți? Că tot...
Jurnalistul din mine ar vrea să știe mai mult. Înțeleg. O să aflăm la o să momentul avem discuții potrivit. Cu retailerii. Da, da. O să fim și, și online și offline. Uh-huh. Și în, la sfârșitul august o să avem discuții cu retailerii. Uh-huh. Și o să vedem exact cum și ne în poziționăm. În India va fi extraordinar începând de anul viitor, pentru că acum semnăm un contract cu o companie foarte mare farmaceutică care are 60.000 de angajați în India. Și care are o forță de vânzare foarte mare. Foarte mare. Și acolo vom fi la medici și la farmacii. Uh-huh. La fel, în Orientul Mijlociu, unde cea mai mare piață e Arabia Saudită, suntem exclusiv în farmacii. Ca și în toate celelalte țări din Middle East, suntem exclusiv în farmacii și foarte mult brick and mortar, uh-huh, foarte puțin online, pentru că nu e dezvoltat online-ul. Da. Și la fel promovăm cu reprezentanți medicali, facem congrese, conferințe. Ce diferite sunt piețele, incredibil. Da și nu. Da și nu. Da și nu, da. Da. E ceva, adică să te duci fix acolo unde este nevoia și să găsești pentru consumator fix unde are nevoie, e ceva. Și totuși sunt multe piețe și sunt culturi diferite. Exact, da. Da, da. Nice. Și când nu faci toate astea, ce faci în timpul liber pe care îl mai ai? Multe lucruri. Am mulți prieteni cu care mă întâlnesc. Pentru mine, prieteniile sunt importante. Uh-huh. Ei sunt ca și eu, parte din familia mea. Frumos, da. Și da, îmi place să mă văd cu prietenii mei. Fac sport. Mult. Mm-hmm. Ce bine. Da, sportul îmi dă foarte multă energie. Fac aproape în fiecare zi o jumătate, mm-hmm, de oră, cel puțin o jumătate de oră de sport, ca să mă simt mult mai bine după, mm-hmm, ce fac sport și simt că am o viață, mm-hmm, sănătoasă. Da, da, e foarte important. Sport. Mai ales și când schimbi, bine, acum a fost mai puțin, dar în momentul în care călătorești foarte mult și schimbi atâtea ore diferite, ajută foarte tare. Da, când am zboruri lungi, planific masaj totdeauna. Ah, tare, da, bun. Mi-aduc aminte că în Filipine eram destul de obosită și le-am spus la ora 6, masaj, nimeni nu se atinge de ora mea de masaj. Și eram atât de obosită că dormeam. Dormeam. Apoi, am niște întrebări scurte, așa, fulger. Rus sau glos? Glos. Ro vegan sau slană cu ceapă? Slană cu ceapă. Bun, Târgu Mureș. Târgu Mureș. Știe. Facebook sau Instagram? Instagram. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Nu am gândit niciodată la lucrurile astea, că sunt lucruri pe care nu trebuie să le spun. Să spui tot? Orice? Sau puțin? Din fiecare? E important să spui mai mult? Sau să spui atât cât este necesar, cât este nevoie? Da, eu sunt o persoană foarte sinceră și, uh-huh, îmi place să cunosc oamenii în profunzime. Uh-huh. Și asta înseamnă sinceritate și vulnerabilitate. Dar asta trebuie câștigată. Ar trebui să fie vulnerabilă o femeie sau să-și arate vulnerabilitatea? Da, în anumite momente, sigur. Ajută! Nu! Câteodată ajută chiar! Nu? Da. Pe ce se bazează umanitatea? Se bazează pe iubire, pe înțelegere, pe armonie. Uh-huh. Astea sunt valorile în care cred. Și valorile cu care îmi cresc copiii. E important pentru mine să știu că ei sunt atenți la ceilalți. Empatici. Așa, empatici. Uh-huh. Humble. Uh-huh. Uh-huh. Crezi că își vor dori să preia business-ul ăsta? Nu cred. Nu știu. Și ce faci? Sunt copii cu multă personalitate. Am doi băieți care sunt adolescenți deja și au foarte multă personalitate. Mm-hmm. Nu știu dacă le va plăcea. Dar nici eu nu știu dacă voi mai fi în business-ul ăsta peste 10 ani. Aha. Da. Este foarte adevărat că multe se pot schimba. Dar așa undeva în sufletul tău, Îmi place enorm ce fac. Să fie dus mai departe. Da, mi-e place enorm ce fac. Eu, pentru mine, fiecare zi dimineața cu colegii mei la cafea, în bucătărie, aveam o bucătărie imensă. Uh-huh. Suntem într-un birou foarte modern, unde totul e de sticlă, 360 de grade, să vii la noi.
Și ne simțim toți bine unii cu alții, râdem de dimineața până seara, nu e o presiune. Nu e o companie constantă. Unde e tot timpul... Nu e uniformă obligatorie. Nu. Pentru că cred că oamenii lucrează bine și fac performanță atunci când sunt încurajați, când sunt relaxați. Oamenii sunt relaxați în momentul în care tu le oferi încredere. Uh-huh. Așa e. Când ei știu că sunt văzuți, că ceea ce fac contează și că ideile lor sunt ascultate. Uh-huh. Asta e cel mai important. Și atunci atmosfera e relaxată. Așa e. Și oamenii muncesc cu foarte multă plăcere. Și apoi sunt oameni care se pot sui în avion de pe o zi pe alta pentru Bangalore sau Shanghai. Uh-huh. Și asta e un tipar pe care îl caut. Adică nu toată lumea se potrivește în acest așa tipar. Este. Pentru că atunci când lucrezi internațional, cu foarte multe țări, cu foarte multe culturi, trebuie să fii extrem de flexibil și de adaptabil. Trebuie să vă sesizezi nuanțe, sensuri, să te adaptezi, uh-huh. să schimbi, să... Și tu trebuie înțelegi, să fii, în primul rând. Da, să fii și ușor de... Să te adaptezi foarte repede la stilul lor. Da, și de obicei oamenii se antrenează pentru asta. Adică când ai o carieră internațională, după câțiva ani se vede în felul tău de a fi. Așa e. După cum îți faci orice bagaj într-o jumătate de oră. Exact. Mic și cu puține. Pentru oriunde. Da. Exact. Exact. Și apoi după, pentru felul cum știi să construiești o conversație cu oricine în 5 minute. Piața din America te tentează? Da, sigur, e foarte interesantă. Da, primul pas e UK și următorul pas ar fi Statele Unite. UK este important pentru noi acum, Marea Britanie, pentru că e prima piață vestică pe care vom intra. Am căutat să intrăm prima dată pe piețele mai accesibile, cu bariere la intrare mai mici. Și asta întotdeauna sunt piețele emergente, sunt piețele unde e ușor să fii pe raft, unde e ușor să-ți găsești un distribuitor bun, unde distribuitorii se bucură că au de-a face cu fondatoarea unei companii. De aia, săptămâna trecută am avut așa o mulțumire și o bucurie că una din colegele mele a semnat un contract cu Bahrain, o țară nouă, fără ca eu să știu nimic despre acest contract. Negocieri de preț, condiții comerciale, contract semnat, tot. Și am zis, da, asta înseamnă că am ajuns unde trebuie, unde cumva. Trebuie. Da. Și să-și însușească, adică, brandul. E foarte important. Exact, pentru că până la urmă măsura succesului e dată de măsura în care toată echipa e performantă și are succes. Și foarte tare, ai o echipă foarte bună. Și atunci ce înseamnă succes? Echipa. Succes. Echipa, da. Echipa înseamnă succes. Dar pentru tine. Da. Pentru tine, ai așa acolo. Nu mă gândesc des la succes și la avea succes. Nu gândesc în parametrii ăștia. Pentru mine e important să îmi ating obiectivele, într-adevăr, și aici ele sunt, da, poți să spui la un moment dat că ai succes atingându-ți obiectivele, dar îmi place să mă bucur de viață, să mănânc bine, să mă întâlnesc cu prietenii, să petrec timp cu familia mea. Nu mă identific cu business-ul meu în niciun caz. Și asta îmi dă oarecum o relaxare. O relaxare. Văd. Ești foarte relaxată în ceea ce privește. Mie îmi place că brandul ăsta îl știu de foarte mult timp. Am folosit din când în când, îmi place foarte tare apa termală și o folosesc. O am permanent la mine atunci când plec cu fetița. În avion, am recipientul mic, folosesc și alte branduri apă termală, dar îl știu brandul de când era micuț, ca să zic așa, adică era mic și îmi place ideea că este românesc, îmi place să cred că va rămâne românesc, că va rămâne evident. Un produs da, evident. Care poate din ce în ce mai mult să aibă componentă românească. Și mi se pare că este foarte important și este o carte de vizită și pentru noi afară, pentru că până la urmă, iată, avem resurse foarte bune pe care alții să le folosească și alții să-și dorească să aibă brandul și produsul acolo, ceea ce e foarte important. Iar în ultimii ani, Ivaterm a crescut așa, fantastic. Cred că și piața și faptul că se consumă foarte mult ajută.
treaba asta. Da, evident. Și piața a crescut și crește în continuare și pe noi, în schimb, ne-a ajutat foarte mult expansiunea internațională. Exact. Expansiunea internațională pentru orice. Și asta e cumva o măsură a succesului. Eu sunt parte în multe asociații. Una dintre ele este Family Business Network. Este o asociație care cuprinde businessurile de familie mari, cele mai mari în Europa. Aha. Și de fiecare dată când mergeam la conferințe și le vorbeam despre ce fac, prima întrebare era: și unde vinzi, în România sau vinzi doar în România? Vinzi doar în România? Da, da, da. Nu, da, 13 țări. Da, acest era diferit. Care era ridică diferit. Alte întrebări. Da, da. Foarte interesant. Spune-mi ce mai faci vara asta și... atât. Ce planuri ai vara asta? Nu prea mi-am făcut planuri vara asta și în general nu fac planuri așa cu mult timp până bine, avans. Nici nu prea avem cum. Nu. În perioada asta. Mi-ar plăcea să mă duc puțin în Grecia. Uh-huh. Aștept să vină copiii în vacanță. Copiii mei sunt la școală în Germania, într-un uh-huh. boarding school și ei mai au încă 2 săptămâni de școală. Uh-huh. Și da, o să petrecem mult timp împreună și cred că o să mergem puțin poate în Grecia, la munte, mi-ar plăcea să încep ceva nou, să fac trasee montane. Eu fac. Faci? Da, de un an jumate. Este extraordinar. Și este ceva, nu se compară nici cu ora de pilates. Da. Este wow. Hiking-ul este ceva. Mm-hmm. Adică, dincolo de partea fizică, mm-hmm. e așa un pic de... Liniște, natura, da. E foarte important să fii natură. Și psihic te ajută, da. Îți pui în ordine niște idei, da. Ajută. Da. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Mă bucur enorm că te-am avut în sfârșit aici pe scaun și că am avut discuția asta. Și îți doresc succes, chiar dacă știu că nu te gândești la el. Eu ți-l doresc și să meargă cât mai bine. Marea Britanie și probabil în 2 ani Statele Unite. Cam așa, nu? Cam așa se face. La perioada asta se întâmplă lucrurile. Mulțumesc mult, Lorena. Mi-a făcut mare plăcere să vorbim. Mulțumesc și eu. Nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.